Energia a câștigat fără a se întrebuința foarte mult în meciul cu cenușăreasa Ligii Naționale de Basket Masculin și se gândește la lovitura pe care ar putea să o dea în deplasare în Euro Challenge, când un nou succes în fața celor de la Okapi le-ar deschide calea spre sferturile de finală ale competiției. Trupa lui Constantinides nu a avut niciun fel de probleme în a se impune, Gorjeni jucând dezinvolt și chiar prea relaxat uneori, aspect care l-a supărat puțin pe antrenorul cipriot al Energiei, care a taxat ca inacceptabil numărul mare de recuperări făcut de clujeni sub panoul echipei sale. Acesta recunoaște că i-a fost greu să-și motiveze jucătorii în fața acestui adversar când aceștia se gândeau la duelul din această săptămână cu Okapi All-Star. În ceea ce privește meciul, a fost foarte clar că există o diferență între cele două echipe la nivel. Nu putem avea probleme în ceea ce privește jucătorii. Cu excepția recuperărilor ofensive, ceea ce s-a întâmplat astăzi, 22 de recuperări ofensive, este total neacceptabil. Și este un aspect pe care trebuie să-l lucrăm și la care trebuie să ne gândim foarte mult, în special înaintea meciului de la asta. De cealaltă parte, antrenorul oaspeților a recunoscut superioritatea echipei Gorjene și faptul că a meritat victoria și spune despre Energia că ar merita să joace în semifinalele campionatului. Eu și echipa mea am încercat să pregătim foarte bine acest meci. Toată lumea ne spune, nu cred că chiar la noi vreți să câștigați, aveți de câștigat în altă parte și cu altcineva. Nu, am pregătit meciul ca să-l câștigăm. Băieții au răspuns pozitiv și, cel puțin din punct de vedere al determinării, cred că a fost la același nivel cu echipa din Târgu Jiu. Eu din toată inima doresc celor din Târgu Jiu să ajungă în Final Four pentru că merită. Și cei peste 600 de spectatori au aplaudat victoria echipei gazdă cu 91-68, așteptând revenirea în sala sporturilor după disputarea celor două partide în deplasare. Gorjenii vor juca în Belgia cu Okapi All-Star pentru Euro Challenge și la Ploiești cu campioana ASESOFT, meciul din Liga Națională de Basket Masculin.